Cu petalele sale delicate și culorile vibrante, bujorul a fost ales ca simbol al frumuseții și al valorilor autentice românești. Această floare magnifică, cunoscută pentru aroma sa subtilă și aspectul său distinctiv, a captat inima și imaginația poporului român de-a lungul secolelor. Nu de mult, floarea națională a României a devenit bujorul. Cunoscut și sub denumirea de regele florilor, acesta este un simbol al bogăției, prosperității și sănătății. Noi știm importanța pentru care bujorul a devenit și este recunoscută, declarată floare națională, prin ceea ce este cunoscută în flora României, o specie de altfel balcanică. Nu se găsește doar în România, este vorba de Peonia peregrina, cunoscută sigur și sub numele de bujor românesc, această specie găsindu-se în sudul țării cu predilecție, sud-est, Dobrogea, în Moldova până în județul Galați și sigur se mai găsește și în sud-vestul țării, o rezervație foarte importantă cu bujor românesc se găsește în podișul Babadac și pădurea Comana aproape de București. Astfel, bujorul își asumă un rol central în promovarea culturii și naturii românești, reafirmându-se ca un simbol al identității și al mândriei naționale. Prin înălțarea bujorului la statutul de floare națională, România celebrează bogăția sa naturală și diversitatea sa culturală, oferind ocazia de a explora și de a proteja patrimoniul său unic. De care este floarea voastră preferată? Bujorul. De ce îți place bujorul? Parfumul. Parfumul este ceva ce mă face pe mine să mă gândesc la o zi frumoasă de primăvară. Ai primit bujori până acum? Până acum nu, dar îi am plantat la mama mea în grădină. Știați că bujorul este floarea națională a României? Știam. De ce credeți că este floarea națională? Își merită locul? Asta nu știu. Da, își merită locul. Ați primit vreodată bujori? Am primit. Zilele trecute de la soțul meu. Ați primit vreodată bujori? Cadou? Da, am primit și am și eu în curte și chiar astăzi mi-am făcut un buchet frumos și l-am pus în casă să mă bucure. Iar toate grădinile, dar și florăriile sunt pline în această perioadă în care au înflorit bujorii, cu buchete impresionante și parfumate în culori fermecătoare. Floarea națională a României este bujorul? Nu știam, recunosc, chiar nu știam. Dar îți plac bujorii? Da, bunica mea are în grădină bujori, dar chiar nu știam de... ca fiind bujorul floarea națională a României, chiar nu. Toate sunt frumoase, adică e o plăcere să le avem în grădină, în ghiveci, acasă, dacă avem un colțișor. Bujorul este considerat o floare prețioasă care a devenit o parte integrantă a identității naționale și va fi promovată în diferite contexte, inclusiv în turism, artă și design.